este oficial, Liz Truss a anunțat oficial demisia din funcția de premier al Marii Britanii. Monica Mihai este alături de mine și se alătură acum cu mai multe detalii. Monica, despre ce este vorba mai exact? Știm că situația a fost destul de tensionată în ultimele zile în Marea Britanie, mai ales din punct de vedere economic. Cum a ajuns, de fapt, ultimul premier numit în funcție chiar de către regina Elisabeta a II-a la demisie? Ioana, hai să pornim de la un raport care exista intern la nivel de Marea Britanie și care spunea, potrivit raportul respectiv, că Liz Truss va pleca din funcția de premier până pe 24 octombrie. Asta este 20 octombrie și în urmă cu puțin timp, cu doar câteva minute, Liz Truss, premierul conservator al Marii Britanii, și-a anunțat demisia. 44 de zile a stat Liz Truss în funcție și și-a început discursul din Downing Street de mai devreme, spunând că nu poate să ducă mandatul la final. Și asta pentru că ea a fost destul de controversată încă din momentul în care a ajuns în funcție, nu a venit pe un val de popularitate, într-un moment în care Marea Britanie este într-o situație cel puțin delicată din punct de vedere economic, pentru că imediat după Brexit a venit pandemia și nu s-a simțit toată criza economică atât de puternic, însă în ultimele luni inflația a atins nivelul record acolo, nivelul de trai a scăzut din ce în ce mai mult. Liz Truss a venit cu niște măsuri economice deloc populare, nici măcar în rândul conservatorilor nu a găsit sprijin pentru toate măsurile pe care le-a propus. A avut parte deja de mai multe demisii în cabinetul ei, ministrul de finanțe, noul ministru de finanțe care a venit și el la rândul lui cu alte propuneri și cumva a anulat tot programul pe care Liz Truss l-a anunțat. Discut mai departe subiectul împreună cu Miroslav Tașcu Stavre, analist de politică externă. Domnule Tașcu Stavre, bine v-am găsit. Iată, vedem ultimul anunț făcut de premierul de 44 de zile al Marii Britanii. Liz Truss pleacă din fruntea cabinetului. Cred că e un record. Un mandat de mai puțin de 2 luni de zile. Spuneam și anterior, Liz Truss vine pe o serie de crize și cred că cea mai puternică criză este criza din interiorul Partidului Conservator. Ea a început odată cu Brexit-ul și din păcate am avut de atunci o succesiune de 3 premieri. Nu cred că vom avea zile ușoare. Am văzut de altfel la nominalizarea lui Liz Truss, a fost o competiție acerbă în interiorul Partidului Conservator. Un partid conservator care în sondaje este în cădere liberă și pentru prima oară după mult timp Partidul Laburist îi depășește ca intenție de vot. S-ar putea să fie o criză mai profundă și se termine poate chiar cu o schimbare de guvernare sau... Credeți că vor forța laburiștii o moțiune de cenzură? Cu siguranță, cu siguranță. Așteptau acest moment, dar o să vedem. Partidul Conservator este rupt în două și Liz Truss, din păcate, n-a reușit în perioada aceasta scurtă nici să împace apele în partid și cu atât mai puțin să răspundă crizelor multiple cu care se confruntă Marea Britanie. Știm că procesul de selecție a lui Liz Truss a fost unul destul de lung, 54 de zile, dacă ne aducem aminte, a durat întregul proces, prin nominalizări la nivel intern, prin vot în rândul conservatorilor. Acum Liz Truss spunea că ea va rămâne teoretic în funcție interimar până în momentul în care conservatorii vor veni cu o nouă propunere. În ce direcție ar putea să o ia ca o viitoare alegere conservatorii? Pe cine ați vedea potrivit pentru rolul de premier în contextul actual și în care știm că miza este extrem de mare în rândul conservatorilor? Da, am văzut chiar un sondaj de curând și contracandidatul domniei sale se bucura de mai multă popularitate. Dar dacă procesul ia de la zero și există o procedură în sensul ăsta, vom avea iarăși cel puțin 2 runde de alegeri interne și asta durează. Dacă, repet, nu ne vom confrunta cu o moțiune de cenzură și cu chemarea la urne a populației din Regatul Unit. Credeți că vor reuși britanicii să traverseze iarna din punct de vedere economic cu bine sau să supraviețuiască, ca să spunem așa, în contextul în care oricum este o situație delicată acolo cu o inflație record, în contextul în care este evident că din punct de vedere politic nu mai există nicio stabilitate?
Da, este puțin obișnuit pentru Marea Britanie, care are un sistem bipartidist și care are acest avantaj al stabilității. Dar numai stabilitate n-am avut după Brexit și cele trei crize, Brexit, COVID și succesiunea aceasta extrem de rapidă la vârful guvernului complică situația. Pe de altă parte, mandatul premierului merge înainte, adică țara nu stă pe loc chiar dacă avem o criză politică, dar deciziile care se pot lua sunt cumva limitate pentru premierul care practic s-a dat astăzi demisia. Deci urmează o perioadă extrem de delicată și dificilă pentru Regatul Unit. Ce s-a schimbat, domnule Tașcu Stavre, în ultimele două zile? Pentru că auzeam pe Liz Truss, care spunea într-un interviu pentru BBC că nu pleacă și era destul de optimistă cum că conservatorii vor reuși să răzbească. Da, am văzut de altfel o succesiune de demisii chiar din rândul guvernului domniei sale. Sigur, primul sacrificat a fost ministrul de finanțe. Cumva și-a asumat o parte din programul acesta de măsuri economice, dar ieri am mai avut o demisie. Aveam deja o scrisoare semnată de 100 de conservatori și se pare că numărul acestora a crescut și în aceste condiții nu i-a rămas altceva premierului Liz Truss decât să-și prezinte demisia. Pentru că demisia e una, până la urmă, de onoare. Dacă nu mai ai încrederea colegilor, atunci n-ai nicio șansă să continui și aveam deja episodul Boris Johnson, care s-a ținut de scaun foarte mult timp. Cât de credibilă mai rămâne Marea Britanie în contextul negocierilor, de exemplu, pentru Ucraina și a sprijinului pe care l-a promis către Ucraina, având în vedere că nu mai există această stabilitate politică și, evident, poate nicio viziune similară de la un om la altul. Da, acum, totuși, Marea Britanie e cea mai veche democrație. Nu se compară, poate, cu alte sisteme politice. Spuneam și anterior, avem stabilitate pentru că guvernul continuă să lucreze. Doar că deciziile sunt cumva limitate pe anumite dimensiuni. Am avut și o întâlnire la vârf între secretarul apărării din Statele Unite și ministrul apărării din Marea Britanie. În contextul ăsta atât de delicat, nu cred că vom avea schimbări fundamentale. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tașcu Stavre, pentru explicații.